Bună, dragii mei! Astăzi aș vrea să vă prezint un nou haul plus câteva cadouri de la prieteni și familie și voi începe cu aceste două curețele de la EMAG. Eu am încercat să le deschid pe cât putință ca să vă pot arăta cam ce mi-am cumpărat pentru a nu face nici foarte mult zgomot, evident. Și voi începe cu această cutiuță. Da, deci nu cred că mă descurc cu o mână. O iau și revin. Deci, mi-am luat de la Gliss, Schwarzkopf, un set cu șampon și balsam, de acestea pe culoarea mauve. Am înțeles, din câte am citit pe internet, este foarte bun, ajută la regenerarea părului și de-abia aștept să-l încerc. Cred că îl voi încerca chiar în seara aceasta, pentru că mi-am luat și o vopsea, dar vă arăt după aceea. Ia să vedem și cum arată, dacă îl pot deschide. Scuzați pentru zgomot. Cam așa arată. Acesta este șamponul. Și scrie șampon Gliss Fiber Therapy cu Omega Plex pentru părul predispus agresiunilor termice și tratamentului mecanic, repară legăturile rupte din structura firului de păr. Deci, pentru refacerea părului, așa cum v-am explicat și eu, și acesta este balsamul. Și da, îmi plac, sunt încântată de ele, acum nu știu, nu ne-am folosit niciodată pentru că observ că e o formulă nouă. Bine, de aceea le-am și comandat. După aceea, tot de la EMAG, am mai comandat 3 oje de la Rimmel London, dacă nu mă înșel. Da, desfac și revin. Acesta este setul de 3 oje. O am pe aceasta în nuanța. Oare aceasta e nuanța? Da, cred că nuanța este aceasta care vedeți și voi aici. Dar văd că nu vrea să focalizeze. Haide! 7251. Cred că e nuanța, pentru că altundeva... ba nu, cred că este aici notată 44, dar n-am văzut eu bine. Cam așa arată. Era un set de 3 oje. În jur de 15 lei am dat. Ar veni 5 lei oja, deci mi s-a părut super ieftin. După aia avem nuanța 23. Dacă se vede bine. Nu știu dacă vrea. Hai, focalizează. Așa. Și mai avem nuanța 12. Ok, haide. Da, la aceasta nu mai văd că nu mai vrea să focalizeze apa, da? Deci nuanța 12. Cam așa arată și aceasta. Și cam astea au fost cumpărăturile mele de pe EMAG. De la o prietenă de-a mea bună din Constanța, se numește Simona. Pe această cale vreau să-i mulțumesc și să o salut. Bună, Simona, mulțumesc mult pentru ce mi-ai trimis. Aici nu le-am chiar pe toate, ar mai fi fost încă două produse, dar mai aveam un șampon de la Matrix, care e în baie, care deja am început să-l folosesc, și încă o placentă, pentru că știe că îmi place foarte mult placenta, și de la ea am primit de la Elf, din câte vedeți încă e ud, pentru că am spălat în această seară pensulele, un șampon pentru pensule, brush șampon de la Elf. Este super bun, îmi place foarte mult, este aproape nou, cam până pe aici, nu știu dacă se vede bine. Nu l-am folosit foarte mult, doar cât am spălat toată pensule. După aia am primit Mary Illuminizer-ul de la The Balm. Cam, cred că îl știți, cam așa arată. Eu l-am folosit până acum de, cred că 6 ori de când l-am primit, ceva de genul. Îmi place foarte, foarte mult, sau poate puțin mai mult, nu mai știu exact. Oricum, coletul am de o săptămână sau două, ceva de genul. Acest creion de la
MNN Generation. Nu știu exact, l-am folosit și pe acesta, cred că odată. Este o culoare de maron, nu știu dacă se poate observa bine, dar este puțin cam închisă pentru sprâncenele mele. Eu l-am încercat pentru sprâncene pentru că cred că așa, pentru asta este. Are și această periuță micuță. Și am mai primit de la MAC un ruj în nuanța Russian Red. Haide. Nu vrea să focalizeze deloc. Haide, de ce nu vrei? Nu vrea. Nu vrea și asta e. Haide. Serios. De ce nu vrei? În fine, credeți-mă pe cuvânt că nuanța este Russian Red. Și voi încerca să-l deschid. Dar nu cred că pot. Cam așa arată rujul. Nu l-am folosit până acum, este nou-nouț. Și cam aceasta este culoarea. Nu știu cât de bine o puteți observa. Cam așa arată. Ok. Mulțumesc mult și pentru acest rujuleț. Și da, cam acesta a fost și cadoul de la Simona. Îți mulțumesc din nou foarte, foarte mult pentru produse. Și apropo, șamponul de la Matrix e super, super bun. L-am încercat și îmi place la nebunie. Cred că am să-l cumpăr și eu când se va termina acesta de la tine. Și noi ne vom revedea cu următoarea parte. În continuare, am un colecțel de la Elefant. Este micuț, nu am foarte, foarte multe produse. Ok, și avem așa. În primul rând am o vopsea de păr de la Revlon, blond, dar nu este a mea, este a mamei mele, m-a rugat să-i comand o vopsea de păr. Au fost reduceri pe Elefant, nu mai știu exact a fost aceasta, în jur de 15 lei sau ceva de genul, dacă nu mă înșel. Și mama a vrut să o încerce. Eu mi-am cumpărat un șampon uscat de la Batiste, Tropical, Cocos și Exotic, scrie aici Cocoa and Exotic. Nu știu cum e, aș vrea să-l miros dacă pot. Ups! Da, miroase super bine și da, are miros la cocos. Mi-am luat cu cocos pentru că cred că știți că e mirosul meu preferat. Prietenul meu a vrut acest pieptăn. E ok. Așa. Mi-am mai luat de la Astor o pudră. Cam așa arată. În nuanța 001 Ivory. Așa, am închis-o. Anti-Shine Control, Magitude, Power. Sper să fie bună. Ok, mi-am mai luat de la Revlon. Da, văd că s-a sigilat. Un fond de ten Revlon Color Stay. Makeup, Combination Oil. Nuanța 100 cu SPF 15, nuanța 110 Ivory. Da, sper să fie bun. Mâine îl voi încerca. Are 30 de mililitri și cred că îl cunoașteți foarte bine. Ok, mi-am mai cumpărat de la NYX un Power Brush. Din câte se poate observa. Din nou nu vrea să focalizeze. Nu știu ce a pățit camera mea. Ok, în nuanța... Da, cred că nuanța este sub această chestiuță albă. Dar nu cred că o pot dezlipi acum. Voi încerca. Am scos aceasta, a rămas lipicioasă, evident. Nuanța este PB25 Pinkhead sau Pins. Și acesta e sigilat. Dar cred că se observă. E puțin mai deschis decât cum îl vedeți voi.
dar mie îmi place foarte mult. Și mi-am mai luat un tuș waterproof de la Essence. Da, și acesta e sigilat. Da, nu pot să-l deschid. Nuanța 001 Black. Cam așa arată. Și cam aceasta este pensulica. Mi se pare foarte interesantă. N-am mai avut până acum un tuș cu pensulica așa lungă, subțire în vârf și mai groasă spre capete. Da. Și cam aceasta a fost și comanda de pe Elefant. Nu mi-am luat foarte, foarte multe produse, dar eu sunt încântată de ele. Sper să vă placă și vouă și voi reveni cu următorul videoclip. Pa, pa! Și următorul colețel. Okay, și următorul videoclip este, am un colețel de la Alexandra. Eu l-am pus tot într-o cutiuță de la Elefant ca să pot să le sortez. Mai am și altă cutiuță care am primit comanda. Și am primit de la Alexandra clopotaru. Cred că o știți, am mai făcut eu un swap sau două cu ea și mi-am mai pus ea odată un cadouaș. Am primit aceste două chestii pentru prinderea părului de la Avon. Oricum, eu nu știu să le folosesc. Am să văd, am să citesc pe instrucțiuni, că mai am foița cu instrucțiuni să văd cum să folosesc. Am primit și șamponul, dar și balsamul acesta de la Advanced Technique, Violet Conditioner for Blonde. Balsamul, șamponul pentru că era pentru păr blond, l-am dat mamei mele. Și balsamul, indiferent că este pentru păr blond, îl voi folosi eu. Vreau să văd cum este. Ok. Oh, ups, scuze. Am mai primit-o de la Advanced Technique, Instant Repair 7, un tratament mască cu 7 beneficii, cu keratină. Ok, am mai primit acest deodorant, bine, e desfăcut pentru că l-am mirosit, evident, de la Dove, cu, cum se numește, cu castravete. Eu mi-am cumpărat și varianta de spray, o să vedeți mai acuși în haul. Mi-a trimis aceste trei mostre și încă o mostră care deja am folosit-o de la Oriflame, de la uleiul de păr. Am uitat cum se numește uleiul respectiv de păr. Este un ulei micuț în pliculețe la Oriflame, care mai foloseam și eu, dar am un laps, acum nu-mi vine cum se numește. Și am mai primit un lapte de corp, o loțiune de corp cu orhidee și fructe de pădure. Miroase super bine și îmi place foarte, foarte mult. Și am mai primit și această ojă de la Miss Sporty în nuanța Black. Cred că, dacă spun eu bine. Da. Și cam acesta a fost și colețelul de la Alexandra. Și voi reveni cu ultimul colețel, adică nu ultimul, pentru că trebuie să mai vină, cu ce mai am eu acum acasă. Și anume cumpărăturile de luna aceasta. Mi-am luat șervețele umede de la Carrefour, pe care știți că eu le folosesc de fiecare dată. Mi-am luat și umede, dar cred că, da, le-am pus în dulap. Deci un pachet de la Albastru de șervețele umede mari. Mi-am luat și două de acestea mici. Ok. Mi-am cumpărat o vopsea nuanța 909 de la Palette de Lux, negru albăstrui. Mi-am cumpărat și aceste bicuri cu ulei de karité de la Bic și mi-am mai cumpărat și acestea, bine, una deja am folosit-o, cu aloe vera, tot de la Bic. Ok, mi-am cumpărat o lumânare parfumată din Pepco, a fost 3,99 lei, dar îmi place foarte, foarte mult cum miroase. Rose Water cu apă de trandafiri, miroase super bine. Mi-am mai cumpărat un farfec, pentru că nu mai aveam farfec în casă. Mi-am cumpărat niște recipiente de acestea pentru călătorie, pentru că va urma ca noi să plecăm într-o excursie și voi avea nevoie de ele. Mi-am cumpărat, știu că am primit de la Alexandra acesta, l-ați văzut mai devreme, eu mi-am cumpărat acesta, tip spray, tot de la Dove, tot cu castravete. De la Garnier mi-am luat o apă micelară la 400 ml. Nu am încercat-o încă, este nouă.
Mi-am mai cumpărat și niște bloc notes de acestea care mi-au plăcut foarte mult, de asta le-am și adăugat în acest haul. Mi-au plăcut foarte mult cum arată. A fost în jur de 4 lei, cred. Niște bețișoare de urechi pentru copii, pentru că îmi plac foarte mult cum sunt și sunt așa colorate, ce drăguțe. Ok, mi-am mai cumpărat un rimel de la Alverde. Nici acesta nu l-am desfăcut încă pentru că am foarte, foarte multe desfăcute. Sper să fie bun. E nuanța 1 black, 10 black, pardon. Ok. Mi-am mai cumpărat și un super glue. Și am mai luat un set de acesta pentru bebeluși, care conține șervețele umede de două tipuri, un mini gel de duș, o mini cremă de corp și la fel tot o mică cremă pentru iritații sau probleme pentru bebeluși, de problemele corpului. Da, ați înțeles voi, mă bâlbâi, e seară și pentru mine. După aia, da, am luat două produse, am cumpărat de la, din Kalos, cum ar veni, acest tratament pentru unghii. A fost 10 lei, sper să fie bun. Ok, și mi-am mai cumpărat un balsam de buze de la Balea, care deja l-am încercat. Am vrut să văd cam cum e. Bine, nu se observă că l-am încercat, dar eu l-am încercat. Așa. Este de la Balea, cum v-am spus. Și nu știu dacă conține ceva special, se cheamă Nude Kiss. Și cam așa arată. Și astea am uitat să le spăl pentru că era un sacușica pentru haul. Mi-am mai luat 3 pensulici de la Kiehl's, sau Kiehl's, cum se pronunță, una pentru eyeliner, una pentru eyeshadow, pentru ochi, și mai era încă una, de eu am luat alta din greșeală. Da, și mai era încă una, nu știu unde e. Și momentan am cumpărat doar acest set de bigudiuri mici, voi explica după imediat și de ce. Aceste bigudiuri sunt pentru permanent. Bine, în momentul de față trebuie să mai mi-ajungă o comandă unde mai am câteva bigudiuri și o soluție specială pentru, pentru permanent, pentru că aș dori să-i fac bunicii mele permanent. Și tot în seara asta vă mai arăt un mic cadou. Este de la verișoara mea, Alina, din Italia. Îi mulțumesc foarte mult pentru acest cadou. Am primit un set de pensule care are și o borseluță foarte drăguță. Și avem 7 pensule și anume. Ok, să ne luăm după poză, să le arătăm pe fiecare. Această pensulă pentru aplicarea umbrelor sau ceva de genul. Această pensulă pentru aplicarea eyelinerului. Această pensulică pentru aplicarea rujului. Această pensulică pentru rimel sau pentru produsele de sprâncene. Această pensuliță pentru blading sau pentru umbre, ceva de genul scrie aici. Ok. Această pensulică pentru blush și aceasta pentru pudră. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc foarte mult și Alinei că s-a gândit la mine și mi-a trimis acest set. Și noi ne vom revedea cu un alt videoclip, pentru că trebuie să mai primesc încă 3 colețele. Și vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă rog să-mi dați un like, un share, să vă abonați la canalul meu. Eu am fost Alexandra și vă aștept la următoarea parte. Pa, pa! Bună, dragii mei! Astăzi mi-a mai ajuns o bucată din comanda de la Elefant. Vă spuneam în videoclipul de ieri că trebuie să mai ajungă o parte. Și avem așa, și nu cred că e niciun produs, cred că e doar ca să nu se întâmple nimic cu produse, dar ba da, cred că e un produs. Stați să-l deschid și pe acesta. Aici avem blush-ul de la Make Up Revolution. Nuanța? Cred că hot e nuanța, altfel nu știu care ar fi. Nu știu, sau poate peste asta albă, în fine. Cam așa arată. După aceea,
Ups, da, am scăpat telefonul. Mi-am comandat un parfum de la Guess. Acesta. Sper să fie bun. Guess seductiv se numește. Am mai comandat cu un parfum. Se numește Sherry Cat de la Pussy Deluxe. Nu știu nici acesta cum miroase. Le-am luat pentru că am găsit mai multe produse la ofertă și încă n-au venit toate. Mai trebuie încă o bucată să vină pentru că pe Elefant nu vin toate odată. După aia mai am un parfum, Purple Sensual, de la Salvatore Dalí. Nici acesta nu știu despre el, nu voi vedea. După mi-am comandat o bază de machiaj de la Dermacool. Nici aceasta n-am avut-o niciodată, sper să fie bună. Nu cred că are vreo nuanță, cred că e pur și simplu bază de machiaj. Observ că e hipoalergenică. Și da, sper să fie bună. Și mi-am mai comandat un spray pentru curățarea pensulelor. Cam așa arată. Eu l-am mai avut, l-am de fapt, și l-am mai folosit și este super, super bun. Voi reveni mai acum și cu o comandă de la 1001 Cosmetice. Am revenit și comandă de la 1001 Cosmetice. Nu știu dacă se mai vede exact. Eu am încercat să o deschid ca să nu foșnăi foarte mult în fața camerei. Ok, aici o punguță goală. Aici am primit cadou o pereche de cerceluși, care cred că îi voi da mamei pentru că nu sunt genul meu, dar mulțumesc oricum pentru cadou. După aceea, aici am comandat eu o oglindă, parcă de la Lila Rosa, dacă nu mă înșel. Din nou scuze pentru zgomot, dar na. Cam așa arată. Știu că se poate pune ceva de genul. Da, și aici mă vedeți și pe mine. Are încă o folie de protecție. Mie mi se pare super interesantă. Și văd că scrie și aici. Lila Rosa. Ok. După aceea. Da, mai încep mai întâi cu acesta. Am comandat și pentru bunica mea, pentru că ei îi place să-și facă permanent și am vrut să-i comand pentru permanent. Am cumpărat o soluție specială pentru permanent, la rece, se numește. După aceea, mai am aici o punguță, o voi deschide la sfârșit și aici încă un produs și am terminat cu cutia respectivă. Și eu mi-am luat o spumă de păr de la Kalos Volume Foam Prestige Cosmetics Extra Strong. Sper să fie bună, nu am încercat-o până acum. Și mai avem punguța aceasta, care ei sunt produsele propriu-zise pentru permanent. Le voi scoate pe toate și revin. Ok, și aici am găsit în felul următor: două seturi de bigudiuri pentru permanent, încă trei soluții speciale pentru permanent. Eu am luat mai multe ca să văd care va fi cea mai bună soluție, pentru că nu am știut exact. Și mi-am mai cumpărat un far de la Catrice, culoarea aceasta galben. Nu știu exact nuanța. Și voi reveni cu un alt colet acuș de la Pink Panda. Înainte de videoclipul de la Pink Panda, aș vrea să vă arăt trusa de la Pupa, care am primit-o cadou de la mama mea. Nu știu dacă pot să deschid eu cu o singură mână. Nu, deschid și revin. Cam așa arată trusa. Se numește Pupa Art. E trusa 7, sunt 7 modele. Eu mi-am comandat-o pe cea de-a 7-a. Îmi plac foarte mult culorile. Și acum voi trece la colețelul de la Pink Panda. Aici am facturica și aici este colețelul propriu-zis. O secundă, deci le scot pe toate pentru că sunt pachetate foarte bine și revin. Veniți și cu coletul de la Pink Panda. Eu mi-am comandat
această trusă pentru sprâncene de la Makeup Revolution Ultra Brown, culoare medium to dark. Și am și deschis-o ca să vă pot arăta. Adică am întredeschis-o, nu s-a tot întredeschisă. Cam așa arată. Nu știu cum să iau să vă arăt, să nu se vadă oglinda. Așa arată. Sper să fie bună, nu am încercat-o până acum. Este prima oară când o achiziționez. Ok. După aceea mai avem un tuș, tot de la Makeup Revolution, nuanța Black, evident. După mi-a cumpărat un set retro, care conține un creion de buze, în nuanța Truth, și un ruj lichid, tot de la Makeup Revolution, dar nu știu în ce nuanță. Și nitabele rujulețe în această cutiuță Retro Lux. După aceea mi-am comandat și această trusă de la Makeup Revolution, Fortune Favorites the Brave. Cred că o cunoașteți foarte bine. Cam așa arată. Dacă vă interesa un review, îmi spuneți, voi face și un review la ea. Și pentru că eu am achiziționat produse de 180 de lei de pe site-ul Pink Panda, am primit cadou o sacoșică care se numește mi s-a oprit puțin camera. Ziceam că dacă comandam de 180 de lei, primeai cadou o mystery bag, aceasta cadou produse de 140 de lei din gama Makeup Revolution, Freedom sau I Love Makeup. Și am primit de la I Love Makeup, da, nu mai știu să vorbesc, acest lip La Voix Liquid Lipstick cu vitamina E. După aceea am primit acest baton iluminator, highlighter, contour stick. Acest stick cam așa arată. Da, și se vedeau și picioarele mele. Ok, am mai primit un ruj de la Freedom, dar nu știu în ce nuanță. Nu știam să revin eu cu nuanța. Tot de la Freedom un mascara, volum mascara. O palețică micuță, cam așa arată, tot de la Freedom. O altă paletă pentru contur de la Makeup Revolution. Cam așa arată. Și o altă paletă care se numește Ultra Contour. De la Makeup Revolution. Cam așa arată. Voi reveni eu și cu... Mai am încă două colete, un elefant și încă un cadou de la cineva și voi reveni, cred că zilele viitoare și cu acel video. Până atunci vă urez o zi cât mai plăcută și vă pup. Pa, pa! Bună, dragii mei! Astăzi aș vrea să vă prezint și ultima parte a haul-ului și anume un cadou de la Andrea Beauty. Sper să intrați și pe canalul ei, este o fată super drăguță. Am primit acest vin, Jividei, fetească regală de Misec. Acesta am zis că e pentru prietenul meu. Am primit 3 pixuri colorate și un maimuțel mititel foarte drăgălaș. Și aceste 3 împachetate. Voi începe cu aceasta mai întâi. În prima împachetată am găsit de la Rimmel London acest duo pentru sprâncene. De la Catrice am primit această palețică și am mai primit de la Makeup Revolution această paletă de blush-uri. Mulțumesc mult și pentru acestea. Voi lua pe următorul, ceva tropical. Aici am găsit un gel de duș de la Sien, Tropical Mango. Și mai avem acesta. Știu că îți mai doreai unul. Cred că este vorba de un dulăpior, voi vedea acum. Și da, este vorba de un alt dulăpior, care mi-l doream eu mult. Mulțumesc mult și pentru acesta, cam așa arată, are 3 sertărașe. Și cam acestea au fost și cadourile de la Andreea. Îți mulțumesc mult, Andreea, pentru tot.
Și acesta este și finalul videoclipului. Trebuia să mai îmbinăm cu un culețel de la elefant, dar voi mai filma un mic haul după aceea. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să vă uitați la tot videoclipul. Vă rog să dați un like, un share și să vă abonați la canalul meu. Eu sunt Alexandra și până data viitoare vă pupăcesc și numai bine. Pupici cu sclipici! Pa, pa!